Bucătăresele principalei unități sanitare din Gorj vor rămâne fără locuri de muncă în perioada următoare, întrucât conducerea spitalului a decis să externalizeze serviciul de hrană. Deși a negat în permanență această intenție, Tiberiu Tătaru recunoaște acum că administrația spitalului se pregătește să demareze procedura de licitație. Vorbim de circa 700 de porții de mâncare pe zi, meniul zilnic trebuind să se încadreze între 4 și maxim 7 lei. Eu nu m-am răzgândit sub nicio formă. Nu, este vorba doar de externalizarea serviciului de bucătărie, pe care eu am găsit-o în derulare. A fost, înainte de a veni eu aici, a fost licitat acest serviciu de mai multe ori, dar prețul fiind foarte mic, am înțeles că nu s-au prezentat ofertanți. În acest moment o să urmeze să preluăm, să continuăm procedurile de licitație pentru externalizarea serviciului de bucătărie. În luna octombrie anului trecut, la puțin timp după ce a fost numit director al spitalului, Tiberiu Tătaru a declarat că nu va continua ideea lansată de foștii manageri de a externaliza serviciul de hrană. La vremea aceea se specula că de mâncarea bolnavilor ar urma să se ocupe un patron apropiat PSD-ului, care în trecut câștigase și alte licitații pe la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj. La începutul acestui an, serviciul de masă din cele două mari unități, Spitalul 700 și Spitalul Tudor Vladimirescu, au fost comasate, nemulțumite. Mira în rândul angajatelor fiind mare. În urmă cu 4 luni, bucătăresele acuzau conducerea spitalului de exploatare, munca depusă fiind multă și mai ales dificilă. Acum, acestea vor rămâne fără loc de muncă.